Da, votați-le pe fete neapărat. Nu știu ce faceți, lăsați tot ce faceți, puneți mâna pe telefon și trimiteți SMS la 1220 doar cu indicativul concurentei voastre preferate, exact așa cum apare în acest moment afișat pe ecran. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro. Tariful este disponibil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, excepție făcând utilizatorii Prepay ai Orange România SA, pentru care tariful aplicabil este de 1,23 de euro, TVA inclus. Și continuăm, nu lăsăm foarte mult timp să treacă pentru că simt că vine un alt dans și o nouă defilare de pus în colecție, Rebecca. Bună seara, Rebecca, dar vreau să stau cu tine la un ceai. Și eu vreau, Ilinca. Ce vorbim? Vorbim, avem un ceai perlat, dar la mine nu e perlat, așa? Eu am vrut să invit concurentele la un ceai, pentru că sunt foarte pasionată de ceaiuri, și să vorbim, să aflăm și ce pasiuni au. Pentru că nu știu, în afară de haine și ce ne-au spus aici, nu știu ce pasiuni au și mi-ar plăcea să le cunosc și eu. Bine, Rebecca, vorbim atunci despre ținuta pe care tu o propui. Jasmine? Îmi place foarte mult piesa de rezistență, dacă vrei, această jachetă din jeans, din denim, perlată. Te poți juca cu ea și cumva dă acel ceva ținutei tale, pentru că fără jachetă nu pot să spun că mi-ar plăcea neapărat rochea pe care o ai pe dedesubt, dacă poți să te întorci. Mie îmi place foarte mult rochea, am ales tocmai să fie restul ținutei mult mai simplă, pentru că geaca, după cum ai spus și tu, e piesa de rezistență. Nu-mi place nici geanta, dar se potrivește în context. Nu-mi place chokerul, dar la fel, se potrivește. Personal, luate individual, piesele vestimentare mie nu-mi plac. Mulțumesc! Maria! Da, sunt de acord cu Jasmine. Jacheta mi se pare superbă, însă nu mi se pare că merge nici cu rochia pe care o ai, nici cromatic și nici ca... Da, da, chiar merge. Au fix aceeași nuanță, doar că geaca... Faptul că sunt... Scuze că te întrerup. Faptul că sunt ambele din denim, asta nu înseamnă neapărat că se potrivesc. Da, pe mine meciuirea asta de culori și de denimuri nu mă dă pe spate, nu mi se pare că funcționează, mai ales că și rochia aceasta nu-mi place rochia, însă are aceste caturi pe lateral pe care tu cumva le asunzi. Ar fi trebuit, nu știu, dacă aș purta-o sau dacă ți-aș zice, e să, cumva să pui în valoare caturile pe care le ai pe lateral, că practic asta face totul, totul rochiei. Și mi se pare în același timp și foarte sexy. Geanta mi se pare prea albă. Nu-mi place ținuta din această seară. Mulțumesc! Draga mea, Rebecca, jurații te așteaptă, facem analiza ținutei în cele ce urmează, te invit în fața lor. Bună seara, Rebecca! 50 Shades of White. Și mie mi se pare că sunt multe nuanțe de alb în contextul ăsta, dar nu mi se pare neapărat deranjant. Pentru că e un mix bun, pentru că mă duci cu gândul la Whitney Houston, pentru că am acel I Wanna Dance With Somebody, când da, în fața mea. Părul mă duce acolo, machiajul pe care l-ai făcut, singurul element pe care cu adevărat l-aș scoate din styling, dar nu-l iau foarte mult în considerare la jurizare, sunt ochelarii care mi se par puțin de mad scientist, așa, ca și cum ai preparat ceva într-un laborator. Păi pregătesc ceaiul, dar n-am zis ce ceai pregătesc. Uite că și eu de unde acasă să știu dacă o să primesc un ceai în ochi? Mi-am pus protecție. E un look interesant, rămân în pronunțare.
Să știi, Rebecca, mie îmi place lucrul pe care l-ai conturat. Fii atent, eu înțeleg foarte bine ce vor să spună colegele tale vis-a-vis de treaba cu denimurile. Rochia asta o văd mai bine în alte styling-uri. Merge un pic într-o șaptezeacă. Combinația este alta. Tu jacheta nu o ai îmbrăcat-o, te-am observat și la defilare. Nu ai pus-o pe mine, jacheta e foarte frumoasă. E total altceva. Dacă o e total altceva, exact. Adică tu o folosești pe post de mânecar, de manșon, de... Deci tu ești conștient de faptul că îmbrăcată jacheta nu se potrivește cu rochia. Mie îmi place ținuta. Foarte, foarte, foarte mult place ținuta. Și mai ales că ai intuit că îmbrăcată geaca e super vorbă. Ca să legi totul foarte bine, eu nu mă omor de exemplu nici după cum vine chokerul cu acești cercei, dar ca să legi elementele foarte bine între ele, în locul jachetei eu aș fi pus o jachetă biker, dar transparentă, din plastic. Okay. Sau pe varianta opusă, ca să o duc într-o șaptezeacă chincă, un blazer din tweed. Nu mă omor după meciuirea denimurilor, dar ținuta are așa o lejeritate newyorkeză, americană, Jackie Browniană, Whitney Houstoniană, există niște kink-uri acolo și să știi că nu mă deranjează ochelarul. Mă deranjează un pic mai mult cercelul. Cercelul, nu? În combinație cu chokerul, da. Dar una peste alta, Lucu, îți vine bine. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Oho, felicitări, Rebecca! Dragii mei, am nevoie de voturile voastre, așa că votați 3 la 1220 și poate o să ieșim la un ceai perlat și gustos. Mi-a și plăcut ca rochia să fie efectiv dreaptă sau puțin cambrată pe shoulder, să n-aibă acele tăieturi, acele decupaje. Mi-a plăcut foarte mult geaca pe care o avea și faptul că și-a pus dresuri albe la sandale.